Superliga vă este oferită de Superbet. A fost atunci un 2-0. Cătălin Popa totuși elimina un jucător de la Ucluj, pe Eli Fernandes. Și de asemenea și în toamnă Cătălin Popa a eliminat un jucător al clujenilor, dar tot într-o victorie. Foarte bine vine Oancea și reușește să recupereze din fața lui Enes Ali. Continuă Oancea, centrare în fața porții Tiam! Oh, ce ratare! Zé Gomes se și lovește încercând să urmărească acea minge. Cred că are nevoie de câteva secunde pentru a-și reveni. Centrare foarte bună a lui Oancea, ce reacție a clujenilor, Tiam pleacă din nou, iată, foarte bine, Tiam în spatele defensivei, încearcă un lob, Mamadou Tiam, ce execuție îndrăzneață și e o fază la care se vede clar relaxarea pozitivă din jocul clujenilor. Destul de liber din nou Tiam, avansează Tiam, șutează și scoate spectaculos Ioani. Iată, într-un sfert de oră Tiam are trei acțiuni extrem de periculoase. Mingea se ducea sub transversală, e o execuție foarte bună, clasament în 3. Dar are în același timp și cel mai greu program. Dar până acum nu pare prea deranjată de acest lucru echipa lui Sabău. Ovidiu Bic în careu, centrare. Minge ajunge la bara a doua. Ioani intervine din nou decisiv. Ocazia lui Romaclă. Vine Kipciu la 16 metri. A ezitat. Până la urmă caută centrarea cu stângul. Bară! Din devierea lui Borza. Nu s-a terminat atacul clujenilor, centrare a lui Tiam cu stângul, minge blocată de Artean, Cătălin Popa foarte aproape de fază. Mingea este atinsă cu mâna. Este depărtată de corp, dar e posibil, nu știu, într-o interpretare să fie considerată alergare naturală, așa dacă... Dar decizia îi aparține lui Cătălin Popa. Haideți să vedem ce relor vizionează în timp real. E hands, nu-i așa? N-are cum să nu fie. Lasă mâna în spate, nu e alergare naturală. Probabil se va calcula puțin și distanța. E posibil să se considere că nu este o distanță de un metru. Asta așa dacă ar fi, dar e penalt. Cătălin Popa a lăsat jocul să continue, dar Ovidiu Hațegan intervine, iar Ucluj are o lovitură de pedeapsă în minutul 24. Elan scurt al lui Mamadou Tiam, apără Ioani, Tiam urmărește, dublă paradă a lui Ioani. Ce nebunie de meci! Încă o dată execuția lui Tiam. Dublă paradă așadar a lui Ioani. Are și două goluri marcate Puștul. Să vedem acum acțiunea lui Zé Gomes. Încearcă poarta, ajunge Big Goal! Ucluj deschide scorul în minutul 39. Zé Gomes, într-adevăr, n-avea cui să centreze, încearcă poarta. Ioani n-avea cum să rețină. Și vine Ovidiu Bic și finalizează, pune punct sau pune semnul exclamării la încă un atac foarte bun al clujenilor. Recuperarea lui Mamadou Tiam, încearcă cu stângul la bară, la prima bară. Minge care până la urmă e destul de dificilă pentru Ioani. Încă un șut periculos pe poarta farului. A
Așa a alunecat Tiam. Dar tot Ucluj este în ofensivă. Farul nu reușește să reacționeze. Iată, încă o centrare. Sare Filip de Viera pentru Z. Gomes blocat. Vine din spate apoi Kipciu. Iată, se calcă practic pe picioare jucătorii lui Ucluj în careul farului. Șutul lui Romaclă pe lângă poartă. Ce meci face Ucluj! Ce meci face echipa lui Neluțu Sabău! Este, atenție, al 17-lea șut la poartă al clujenilor. Și 8 dintre ele au fost pe poartă. Pasă bună pe spațiu pentru urcarea lui Grameni. Întoarce Grameni, lasă Munteanu în spate. Un șut al lui Ali Bek blocat cu o intervenție la sacrificiu a lui Miron, dacă am văzut bine. Inspirat și Munteanu, lasă mingea să treacă. Oricum, până acum e altceva. Retrimite în față Popescu, e continuarea lui Grameni cu Luis Munteanu. Oh, șut bun al lui Luis Munteanu! Mingea trece puțin pe lângă poartă, execuție cu efect al lui Munteanu. Cătălin Popa se duce preventiv la Gorcea să-i spună să nu tragă de timp în această repriză secundă. Gorcea este și el pasibil de suspendare. Popescu. O, ce recuperare bună a lui Romaclă! Gol! 2-0! Ucluj! Două goluri avantaj în fața liderului din Superliga României! Greșește Popescu, era ieșit și a Ioani. Rămăsese aproape de linia porții larie, dar Romaclă trimite cumva în acea gaură pe care o vede după ce îi ia fața lui Grameni. Mingea cred că este și atinsă de Ioani. 2-0, penalti ratat și vreo 5 ocazii clare. Cam asta este, să spunem, palmaresul lui Ucluj după nicio oră de joc în fața farului. Kipciu din nou în diagonală la întâlnire pentru Ovidiu Bic, care îi creează probleme adversarului său. Nu mai contează, este victorie pe deplin meritată a Universității Cluj. Superliga vă este oferită de Superbet.